și de luna iulie, când în raionul Căușeni se termină secerișul, toate satele se adună în satul Cârnățeni pentru a serba această frumoasă sărbătoare la seceriș. Aici toți se bucură de roade, de bucate gustoase și de dansuri și voie bună. Unde v-a venit ideea să creați așa un concert frumos ca la secerișul? S-a primit că acest festival a devenit din nivel republican. Avem colective artistice din diferite raioane a Republicii Moldova, pentru care le mulțumim frumos că au acceptat și sunt cu noi împreună și petrecem acest festival anume dedicat acelor care se ocupă cu creșterea pâinii, cu munca lor asiduă de zi cu zi. Numai dumnealor știu cât efort și cât muncă se depune pentru a vedea acea pâine frumoasă pe masă. Bună ziua, domnul Vasile! Am venit și noi cu o întrebare spre dumneavoastră. Cu ce vă ocupați dumneavoastră? Deci, noi suntem agricultori care zi de zi muncem în câmp. Este din zori și până în seara târziu. Este munca noastră toate zilele. Și la momentul dat, deci am ajuns la finalul primii roade, adică s-a strâns grânele. Și datorită acestui concurs, suntem și noi aici, alături de toată lumea. Aici, la marginea festivalului, sfârâie prigărui pe grătare, iar în acest ceun se face o ciorbă delicioasă pentru toți care doresc să guste din ea. Cum vă pare festivalul? Foarte, foarte frumos, gustos. De unde ați venit? Talmadze, Ștefan Vodă. Cum vă distrați? Ce mai faceți? Foarte bine. Unde sunteți dumneavoastră și ce ați adus aici ca să arătați? Suntem colectivul folcloric Floare de Dor de la Casa de Cultură din satul Ursoaia. Astăzi avem pentru expoziție lucruri vechi din zestre neamului. Sunt Sergiu Capiță, meșter popular în lemn. Dumneavoastră, de unde v-ați luat această pasiune? Ne-a venit așa, de mic copil mă ocupam cu pirogravura, adică făceam și icoane, tablouri diferite, portrete și pe urmă, lucrând bucătar, în timpul pandemiei am hotărât să-mi cumpăr un strung și să încerc.